Primăria municipiului Timișoara va recepționa noul corp de clădire al clinicii Orele, în prezent în etapa de retușuri după șantier. Clădirea a fost construită de la zero cu fonduri de la bugetul local și fonduri europene pe programul operațional regional, iar în urma votului din Consiliul Local, investiția va fi transferată pe noul program european. Ambele clinici și cea Orele și Balneo sunt investiții strategice pentru sănătatea timișorenilor. Nu au fost șantiere ușoare. La Orele am avut o situație halucinantă când membrii unui clan care are una din vilele de lângă nou clinică ne-au blocat accesul în șantier și ne-au cerut 200.000 de, de euro ca să lase constructorul să intre. Nu am cedat acestui șantaj și am mers în instanță unde am câștigat și cu un executor judecătoresc am putut intra pe terenul primăriei. Acum cele două clinici sunt foarte aproape de realizare și mă bucur că vom acoperi o parte din aceste investiții din fonduri europene, a precizat primarul Dominic Fritz. Noua clinică Orele de pe Bulevardul Revoluției va oferi o gamă largă de servicii medicale în sistem ambulatoriu, inclusiv consultații specializate, tratamente pentru a afecțiuni ale urechii, nasului și gâtului. O altă clinică a Spitalului Municipal Timișoara, pentru care primăria a construit o clădire nouă, este clinica de balneologie, unde este reabilitată și clădirea existentă. Investiția va fi transferată pe noul program european în urma votului Consiliului Local. În urma acestui vot, ambele investiții vor fi finanțate prin programul operațional Sănătate 2021-2027 pentru lucrările efectuate în acest an. Este vorba de finanțări pentru echipamente și dotări.